Deja membrii familiei o văzuseră și primeam mesaje că trebuie să mă pregătesc emoțional și psihic pentru ce o să văd, pentru că nu mai este Ana noastră. Și cumva am venit cu inima cât un purece aici și când am intrat înăuntru, cum intri în capelă, vezi sicriul, i-am văzut doar fața inițial și fața era plină de vânătăi, deci în partea dreaptă sus aici avea o lovitură atât de mare. Și vă dați seama că căpușorul unui copil de 4 ani nu e foarte mare. Deci îi lua mai mult de jumătate din frunte lovitura respectivă, mergea către ochi. Iar mai apoi, după șoc, am început să ne uităm pe tot corpul ei. Inițial am zis că nu vrem să facem asta, din respect față de ea, dar am zis că nu e posibil așa ceva și am decis să facem și poze, pentru că și într-adevăr, dacă n-am fi făcut acele poze, nu s-ar fi rezolvat nimic, pentru că nu am fi avut dovezi că s-a întâmplat acest lucru. Și am început să facem poze și ne-am uitat pe corpul ei și avea pe picioare zgârieturi, lovituri foarte mari. Se confirmă și ce zice fratele cel mare, că au fost bătuți cu partea metalică a curelei, pentru că se vede clar acea lovitură de curea și cum știți că partea aceea metalică are și un fel de ac care îl bage în curea și se vedea inclusiv aia, de acolo erau și zgârieturile, păreau că avea și urme de țigară pe corp. Ana, micuța de 4 ani, care a murit fiind în grija unei asistente maternale de 71 de ani, își doarme somnul de veci în cimitirul din comuna natală. Familia Anei, dărâmată de durere, cere să se facă dreptate și se întreabă cine va plăti pentru moartea fetiței. Iasmina, moașa fratelui Anei, spune cum au ajuns cei trei micuți să fie luați de protecția copilului. Aceasta mărturisește că tatăl copiilor a apelat la oamenii din online pentru a-l ajuta să strângă bani și să le facă copiilor condiții decente, tocmai pentru a nu fi smulși din brațele lui. Într-o zi, Ana și cei doi frați ai acesteia au fost luați de acasă și duși la asistenta maternală de 71 de ani. În 7 decembrie 2023, micuța de 4 ani moare, iar când a ajuns acasă într-un sicriu, familia Anei s-a îngrozit de ceea ce avea copila pe tot corpul. Au fost câteva motive, printre care și relația pe care avea dânsul cu mama ultimului copil, cel de-al treilea, cel mic. Dânsa are probleme psihice și el, deși a încheiat relația cu dânsa, ea tot venea pe acolo pentru că nu avea pe nimeni și cumva a încercat să se dezică de dânsa, dar și-a reușit într-un final. Dar ei au avut și problemă că el și-ar fi expus copiii în mediul online, dar el o făcea de frică ca să nu ia copiii, pentru că el a încercat prin ajutorul oamenilor din mediul online să îl ajute să își dezvolte și să investească în casă, pentru că i s-a transmis că dacă nu face investiții mai mari în casă, să o construiască mai repede, să creeze condițiile necesare copiilor, îi vor lua. Inițial a zis că o să-l ia doar pe cel mic și el a zis că nu va fi niciodată de acord cu acest aspect și atunci doamna i-a spus că eu, dacă tu nu mi-l dai pe cel mic, pot să-ți iau pe toți trei pentru că eu pot. Și el s-a speriat atunci și a făcut demersurile necesare și cumva, pentru că oamenii îi trimiteau bani, el arăta că din banii respectivi nu bea, nu fumează, nu îi cheltuie pe altceva, ci efectiv pentru copii. A început să le arate cum construiește în casă, ce face, că le cumpără copiilor jucării, că le cumpără haine, mâncare și lucruri de genul acesta. Dar ei nu au fost neapărat încântați de acest aspect, deși ei l-au împins la acest lucru. Familia Anei nu se va lăsa până când tot adevărul nu va ieși la iveală.